preasfântă fecioară, te rog, cu inimă smerită, ascultă umila mea rugăciune și vezi împlecarea genunchilor mei în fața bunătății tale. Maică preacurată, îndrumătoare a vieții noastre, îți mulțumim pentru toată dragostea și ocrotirea care se revarsă asupra celor ce se închină în fața icoanei tale, făcătoare de minuni. Primindu-te ca pe un dar desăvârșit, te-am aflat pe tine, milostivă, apărătoare a sufletelor noastre și primitoare a rugăciunilor care se înalță din inimile cele curate ale creștinilor de pretutindeni. Durerile și neîmplinirile vieții ne-au adus și pe noi lângă mila ta cea sfântă, făcându-ne să-ți cerem cu lacrimi fierbinți ajutorul tău cel binecuvântat. Iar prin rugăciunile tale săvârșite în ceruri, noi am primit o mulțime de bucurii duhovnicești. Deci și acum să te rugăm, o Maică prea milostivă, Fecioară prea curată, revarsă harul tău către toți cei ce sunt nefericiți și trimite-le mângâiere și alinare sfântă. Dăruiește tinerilor care te cheamă în ajutor să-și găsească însoțire curată pe drumul vieții, femeilor neroditoare să primească darul nașterii de prunci, celor ce sunt în școli înțelepțire, bolnavilor aflați în suferințe ridicare din nevoi și nouă tuturor să căutăm mai întâi să dobândim izbăvire de păcate, liniște sufletească și un loc în împărăția cerurilor, acolo unde este neîncetată dragoste și bucurie dumnezeiască. Prin mijlocirile tale, cele binecuvintate, ajută-ne să dobândim un loc în patria cerească și să slăvim neîncetat pe Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dacă ești creștin ortodox, abonează-te gratuit. Dumnezeu să te binecuvinteze!